aducă cel puțin 5 puncte din 6 posibile. Orice pas greșit însemna ratarea calificării, pentru că pe primele 3 locuri ale grupei se aflau 3 echipe cu același număr de puncte, 7. Era vorba de România, Suedia și Cehoslovacia, însă România era cea mai prost plasată dintre cele 3 formații. În minutul 29, o pasă lungă a lui Ștefănescu, care l-a căutat pe Cămătaru, l-a găsit pe atacantul craiovean și acesta a pătruns decis în careu și l-a învins cu un șut de la 13 metri pe Thomas Ravelli. A fost golul care a răzbunat România. 1-0 pentru România la Stockholm, o primă victorie obținută pe terenul suedezilor și a doua din istoria întâlnirilor directe româno-suedeze. Mircea Lucescu și băieții lui începeau să spere din nou că Parisul va putea fi văzut în vara următoare ca participanți direcți la campionatul european de fotbal. Suedezii nu au stat cu mâinile în sân și au atacat poarta apărată de lung, dar portarul craiovean s-a opus cu succes în multe rânduri. După meciul cu Suedia, a urmat o partidă amicală la Oslo cu Norvegia, partidă în care a debutat la echipa națională Gică Hagi. Următorul meci de calificare al României pentru campionatul european s-a desfășurat tocmai